Domnule primar, ne aflăm, din păcate, în această mare criză provocată de COVID-19. Ce se întâmplă la Dumbrăveni? Cum stați cu protecția și cu măsurile pe care le-ați luat împotriva acestui fenomen? Dumbrăveniul, din fericire, stă bine vis-a-vis de infectările cu COVID. La momentul ăsta avem 15 persoane care au infectate COVID, da, din care cum trec o zi, două, trei, patru, ci tot ies din carantină sau din izolare. Apoi avem problema cea mai complicată a noastră, este școala. Școala are în jur de 1000 și vreo 100 de elevi la grădiniță și la școală. Da, acolo e problema noastră, dar tot din fericire până la momentul ăsta nu avem niciun fel de problemă. Noi am făcut ce am putut, am dat dezinfectanți, am dat măști, am făcut circuite, tot ce cer regulile stabilite de prefectură și de Comitetul de Situații de Urgență. Sigur că dacă nu ne protejăm, dacă nu ne spălăm pe mâini, dacă nu purtăm masca, dacă, infectările vor crește. Eu sper să nu crească la Dumbrăveni, sper să rămânem la 15 și să coborâm, tot, pe zi ce trece, tot să iese din izolare și din carantină, pentru că oamenii din Dumbrăveni chiar poartă mască. Primăria, la un moment dat, a dat câteva măști. Nu știu dacă sunt multe localități care dau măști la oameni. Apoi au venit măștile de la Ministerul Sănătății pentru persoane cu dizabilități, persoanele cu probleme speciale, care le-am distribuit de altfel la oameni. Îi văd cu măști, rar când vezi un om fără mască, dar încet, încet oamenii conștientizează că cu virusul ăsta nu te joci. Au fost, desigur, sume pe care le-ați alocat acestor măsuri. Comuna Dumbrăveni este cunoscută ca o comună unde rata de investiții este una foarte ridicată. A afectat cumva investițiile pe care le aveți sau pe cele care vor fi în anul viitor 2021 aceste alocări de sume pentru protecția cetățenilor? Alocările de sume au fost consistente. Sume care le-am luat din bugetul local n-au fost prinse la cheltuielile cu COVID-ul la începutul anului, pentru că nu știam cum am avea așa ceva. Dar nici guvernul ne-a întrebat, băi, aveți nevoie de bani, ați cheltuit niște bani. De unde ați luat? Ce ați făcut cu ei? De ce? Sigur că ne-au cerut curtea de conturi, documentele prin care am cumpărat materiale și dezinfectanți pentru COVID. Să vadă dacă am cumpărat la suprapreț masca, dacă am cumpărat la suprapreț dezinfectantul, ceea ce nu e cazul la Dumbrăveni. Noi am cumpărat masa cu 2,60 lei plus TVA, alții au cumpărat cu 31 de lei. Da, nu mă interesează, până la urmă aș fi fost bucuros dacă ne-ar fi întrebat măcar, bă, fraților, ați cheltuit 5 lei, vă dăm banii ăștia înapoi. Că e normal, că i-ați luat de undeva din buget. Nu ne-a întrebat nimeni și nici nu cred că ne întreabă cineva. Nu, investițiile nu au nicio legătură cu COVID-ul. În primul rând, noi am lucrat pe perioada COVID-ului, când a venit virusul. Noi am lucrat non-stop la canal, la apă, la investițiile care am avut începute pe compania de investiții, pe Ministerul Dezvoltării. Firmele au lucrat și au făcut treaba. Chiar n-au avut probleme cu COVID-ul, niciunul, ca să îmbolnăvească măcar un om din cei care nu s-a întâmplat asta. Și asta e foarte bine. Dar cheltuim în continuare bani foarte mulți. Și îi luăm din capitole și rămânem descoperiți. Și nu putem să mergem cu funcționarea primăriei mai departe. Dacă n-am luat și se întâmplă nenorocirea, primarul e vinovat, trebuia să găsească soluții. Și vă spun ceva, nu e vorba de primarii de o culoare politică sau de alta. Toți suntem în aceeași oală. Toți suntem în aceeași oală. Asta e culmea culmelor. Acum, când știi că celor de la putere le dă niște bani, bă, le-a dat, asta e. Dar la o treabă cu asta cum e COVID-ul, n-ar trebui să fie lucrurile astea. Ar trebui politica să dea la o parte. Și de la fiecare primar niște bani să acopere măcar cheltuielile care le-au făcut. Ce o fi, vom vedea. Da, nu ne întreabă nimeni și nici nu ne va întreba. Stați liniștiți.